Mădălina și Constantin sunt copiii familiei Pintilie din comuna Dofteana, care au moștenit pasiunea pentru albine de la tatăl lor. Inițial a fost vorba de câțiva stupi, dar dorința de a dezvolta pasiunea într-o afacere de familie i-a determinat pe cei doi să-și dea interesul și să se ocupe cât mai mult. Pasiunea pentru albine a început de mic copil, când tatăl meu avea câteva familii de albine, iar de mic copil mă lua cu el printre stup și mi-arăta ce se întâmplă acolo, iar chestia asta m-a făcut să mă îndrăgostesc imediat de ele. Mi s-a părut o organizare foarte bine pusă la punct într-o colonie de albine și ulterior tatăl meu s-a lăsat de această pasiune, iar de aproximativ 3-4 ani am început eu cu această îndelenicire. După 4 ani de când Mădălina și Constantin au preluat frâiele afacerii familiei, se pot mândri cu 80 de familii de albine pe care le îngrijesc cu atenție. Cu această ocazie au învățat să fie mai atenți și mai organizați în tot ceea ce fac, chiar dacă investițiile sunt costisitoare. Fiind apicultor și văzând ce se întâmplă în familia de albine, pot să spun că ești și tu mai organizat și mai motivat să faci anumite lucruri. Investiția pentru apicultură nu pot să spun cât ar fi, pentru că se investește în mod treptat. În schimb, vă pot da exemple. Prețul unei familii de albine la achiziționare este undeva la 450 de lei fără stupul unde se află colonia de albine, iar cu tot cu stup undeva la 550 de, de lei. Pentru cei doi frați, apicultura, pe lângă faptul că e un hobby, e și o afacere destul de profitabilă. Asta pentru că o familie de albine poate produce între 30 și 40 de kilograme de miere pe an. La ce stupină avem noi și la ce efectiv avem noi, putem spune că valoarea profitului ar fi undeva la 20.000 de lei, cu tot cu cheltuielile aferente întreținerii familiilor de albine. Chiar dacă Mădălina e studentă în Brașov la Facultatea de Kinetoterapie, pasiunea pentru albine o practică în timpul său liber sau în vacanța de vară. Mi se pare o inițiativă foarte bună. Sunt studentă și mai mult în vacanțe. Pot veni mai ales în perioada verii, pentru că atunci e sezonul cel mai prolific pentru albine. Pe perioada iernii nu prea e mult de făcut, așa că se ocupă familia. Contribuie de fiecare dată cu tot ceea ce poate pentru a fi alături de fratele său, dar și pentru a învăța cât mai multe, asta pentru a duce tradiția mai departe. Mi-ajut fratele să albine, să verifice dacă sunt toate în stare bună, să scoatem ramele, le ajut la stup, de obicei le verificăm. Pe viitor, familia Pintilie are de gând continuarea afacerii, dar și dezvoltarea acesteia în cele mai bune condiții. Intenționăm să achiziționăm o camionetă cu care să ne putem deplasa în pastoral. Anul trecut a fost primul an în care am început să facem apicultura pastorală.